Eu salut, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă iau cu mine undeva unde îmi place mie foarte, foarte mult, și anume în mașină. Astăzi vă iau cu mine la studio la Nelly și după aia mergem să mâncăm ceva cu fratele meu. Uță! Bă, mi-au făcut, haideți să vă dau ceva să vedeți. Bine ați venit la un nou vlog, Uleanu. Ce se întâmplă cu Conacu de postează așa de mult? Simplu, e vară. E vară. Bun, băieți, vă iau la studio cu mine, bam, 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 să cântăm acolo, să vedeți și voi un teaser din ceea ce o să iasă nou-nouț acum. Nu uitați, găsiți tricou, sablăniță și pandantiv, uitați-l. Da? Le găsiți pe shop www.conacu.shop. Instagram, Conacu Oficial, Facebook, avem și Facebook Conacu pe YouTube, găsiți acolo pe Facebook, ce ciudat sună, avem Facebook, căutați pe Facebook Conacu pe YouTube. Mergem la Nelly la studio, vă arăt ce o să iasă, vi-l arăt și pe Nelly, pentru că nu l-ați mai văzut de mult pe la mine pe clipuri sau pe vlog, cred că n-a apărut niciodată pe vlog. Feels bad, man. Și după aia mergem pe la mall, bine. Uță nu trebuie să știe treaba asta și nu o să știe în timp real. O să știe după când apare vlogul. Eu vreau să mă duc la mall să-mi cumpăr niște pantaloni scurți, trei sferturi și niște tricouri, că nu prea mai am bune. Dar pantaloni trei sferturi nu am deloc. Și ce probleme rău. Dar i-am zis că mă văd cu el ca să mâncăm. Așa că haideți să mergem la studio. O să-mi fie destul de greu să filmez, că sunt cu astea în brațe. Munca cere sacrificii, știi cum să zici. Câteva chestii despre piesa nouă, vă zice fratele acum. Mă sună Nelly și spune, bă, băiatule, zice, uite, am ceva tare pentru tine. Salut! La studio merg și eu. Unde? La studio. Da. 3 sau la 4? 3. 3. Nu știu, eu știu pe cel mai tare de aici, adică pe Nelly. Și mă sună Nelly și spune, bă, Conacule, da, am pentru tine ceva tare, tot dacă vrei să te bagi. Zic, ia zi-mă. Îmi dă play. Am zis că n-am cum să nu mă arunc pe el. Mă omoară scările astea, bă. Atât a fumat, cad pantalonii după mine. Te-am luat direct. Ce zici, mă, Frederic? Bine, frate. Am venit cu vlogul după tine, salut. Alex. Uite-l pe omul meu aici. Sănătate, Doamne ajută. Cum te cheamă pe YouTube? Te știe toată lumea, tată. Daniel. Pe YouTube? Daniel pe YouTube. Ceva rapid de melodia asta? Să le zici? E o melodie foarte frumoasă. A, dar ce p***te zici că suntem... Amna! E o melodie de se p*** pe toată lumea, b***. Altceva. Poți să fac și turul studioul tău? Da. Da? Da. Băieți, studioul. Deci avem acolo dalea, acolo dalea, o daia care a căzut. De ce a căzut aia, Puzi? A pus-o un tovar și meu prost. Așa. Nu, mă duc să le arăt la oameni unde tragem. Doar. Da, poți să intru acolo? Da. Poți să intru acolo, dar și ăsta. Care e special pentru tot. Bă, cum se zice? Tot? Da. Sau tot? Română tot. Tot sau tort? Tort. Cum se zice tort? Bă, ce tare îmi place asta, mult rău de tot. Bă, și asta e camera unde se trage. Deja s-a schimbat audio-ul. Nu e foarte, foarte mare, ăsta e micu. Nelly în spate, care a făcut toate astea posibile. Pe sus, uite, vă dau eu, uite așa să vedeți. Deci, avem sus, jos, stânga, dreapta. Mă rog, e invers. Și asta e micul. Ce trebuie mai mult în el ca să faci muzică? Nu, poți să faci și cu mai puțin data. Ok. Ești mulțumit de ceea ce ai făcut aici? Da, toată Sincer. Viața. Normal, din tot sufletul. Sincer? Sincer 3. Când iese?
primul în vara, acum în iulie. Vara iulie? Da. Opa! V-am obținut un spoiler. Trebuie să mulțumim și să dați like la acest clip. Bă, să nu uitați aici, așa că e și canalul la mușul meu aici, în descriere. Descriere. Am zis bine. Și ce zic eu mereu? Nu uitați, băieți, în rubrica de comentarii găsiți canalele noastre. Așa zic mereu. Și mă forțez eu singur ca să pun în rubrica de comentarii acolo. Bă, dar uite și totul ăla frumos acolo, blană, blombă. Hot. Hot? Da, de fapt da, puteți să faci un hot. Și înăuntru scrie ceva. Unde? Pe bune, scrie și ceva acolo? Bă, trebuia să fie așa cumva un H, un G, dar s-a schimbat când am adăugat niște baștrapi. Da. Baștrapi? E ce-s alea baștrapi? Baștrapii sunt... Astea. Da, ce se pune la colțuri și pe margini pentru a controla... Adică cum e ăla de acolo, din colț? Basul, da. Bam. Low end-ul. Ok. De cât timp faci treaba asta? Adică frecvențele joase. Muzică? Da. Fac muzică din 2014, real, așa. Și de când te piși pe oameni? Nu mă piși pe nimeni, dar mă pișeam și dacă e nevoie mă piși iar. Dar acum sunt... nu mă piși pe nimeni. E bine, e bine. Bă, să vede munca, să vede pasiunea. Dar mi-a plăcut mie, hai să le zic eu o chestie. Când am venit eu prima oară, dar am tras noi la piesă, pentru că am tras ceva, mi-a plăcut cum m-ai băgat pe mine acolo și ai recunoscut și tu la un moment dat că ceea ce mi-ai dat tu să fac eu acolo este cumulul a peste 6-7 ani de muncă. Și tu voiai să o dau eu din prima șerge la modul... Păi și, oricum ai dat blană. Da, suntem în 2027, băieți. Ca să știți ce repede a trecut timpul. Da, mă, urmează să intrăm 2000... acolo să pregătească... Zi, în 2030? Da. Așa. Urmează să pregătim acolo, să pregătească tăticul aici, că eu așa zic tati când vine vorba de muzică, să pregătească nebunia și ne vedem în borcan acolo puțin. A, mă, să străiască fetițele. Bă, ai postat... dar nu știu, că nu le știu numele. Serena și Sofia. Serena și Sofia, să strească. L-ai postat, ai postat o fetiță pe story azi. Da, pe Serena. Pe Serena? Încă ești botul, bă, frumoase. Zice, da, tut. Seamănă leit. Da? Leit, leit. Ai învățat-o să zică tot, mă? Bă, nu, să știi că a fost foarte spontan. I-am zis la mișto, am filmat și... Bă, dar le cânti? Ea și ea cântă. Nu, dar le cânti tu? În ce sens? Muzica lor? Nu știu, orice. Când da, te pui cu ele, le cânti? Da. Și ce cânti când ești cu ele? Păi când elefantul Cici și-a pierdut cipicii. Și deja vedeți cum pălesc la față și nu e nici lumină bună. Da, acum intrăm la lumină bună. Pentru că începem să tragem. Bine, n-avem foarte mult de tras azi. Ia zi, Nelly, ia. Deci prima și prima oară ce faci tu aici? Îți reglezi înălțimea. Îmi reglezi înălțimea. Ia zi, fă-mă mai scunt, te rog. Eu sunt mai înalt ca tine? Nu, cred că sunt mai înalt ca tine. Bă, ești puțin. Puțin mai mult, Nelly. Puțin mai mult, Nelly. E ok. Așa, asta e înălțimea. Bă, știi că eu am văzut pe mulți când dădeau cu uite așa, dădeau? Da. Dar nu face asta, că toată lumea vorbește acum. Da? Bă, nu vin toată lumea, nu? Aia zic. Bun, deci prima oară înălțimea, da? Avem înălțimea, apoi căștile. Îmi spui care este, poți să mi le pui tu, te rog, că sunt cu camera mână? Sărmâna, mă, mă, că mă iubește, mă. Așa, și acum telefonul, pentru că un repar adevărat și-ar ști și-ar învăța toate versurile, dar eu nu sunt repar adevărat. Trebuie să mă înjurați. Și avem aici tot ce trebuie să dăm. Așteptăm să vină el acolo de la platane, bagă și el microfonul și după aia îl aud în căști. Vrei să o dăm iar de acolo, de la Conacule? Da, Baneri, hai pe ei? Ok. E marfă duma orice am zice și oricum ar fi. Acum pe bune, Nelly, ce tot încerci să ne spui? Acum îi dăm de la... doar ultima parte, da? Ok. Intru mai în stânga sau mai în dreapta? Intru mai în stânga? Ah, ok. Și nici măcar nu sunt rapper de profesie. Am tras, m-am enervat puțin. Acum ieșim la Nelly afară să vedem reacția, ca să-mi dau seama dacă i-a plăcut sau nu. Cum a fost, bro? A fost bine. A, deci e ok? Da, da. Nelly cu... E momentul să ne despărțim, Nelly.
Atât am zis, mă, uite, vedeți? Și focusul stă pe el doar. Păi Nelicu. Cum ai, cum iese piesa? Iese în curând. Băi, asta e așa, ia zile la oameni aici, că pe mine mă tot minți. Spune. Cum ți se pare că mă prezint la studio? Conacu este un om foarte serios, care nu, vine pregătit. Nu, asta, lasă asta. Nu, hai, nu. Zi-mi tu, cum, cum se pare că eu... Glumesc. Omul e chiar, e marfă. Îmi place să lucrez cu Conacu. Hai că mai bine lăsați. Brăderică, te pup, te salut. Nelicule, ne auzim. Mă duc aici și să să-mi iau și o haine și să mănânc. Mai bine. Te pup. Te-am pupat cu aia. Bun, v-am. A, de fapt, hai că și plec cu vlogul în brațe, ce să mai... Salut, bro. Bun, dacă mi-am uitat ceva pe aici, doar năravă, sper. Ia deschide și tu, pe că habar n-am. Așa. Te pup, bro. Ne auzim pe WhatsApp, bine? Da, pa, pa. Pup. Așa. Următoarea oprire este la... Mă, verificam dacă mi-am luat cheia. Următoarea oprire este la mall. Vreau să mănânc ceva până n-am mâncat nimica toată ziua. Și vreau să-mi iau niște pantaloni scurți, tricouri. Da, astea. Nu foarte scumpe, adică nu prea vreau să dau mai mult de 60-70 de lei pe un articol. Că nu-mi cumpăr Balenciaga sau de-astea. Sper că vă place vlogul și ați dat like-ul până acum. Dacă nu l-ați dat, îl dați acum. Ne-am văzut cu fratele Uțianu și mergem și noi să mâncăm ceva și să facem ceea ce am zis. Suntem la Molus. La Molus. Ce, mă, ești bolnav? Da. Ia zile, oameni, ce-ai? Bronșită cronică. O să mori? Este. Cât de curând mori? Să mă pregătesc, ești nebun? Nu Izabela, cui o lași pe Izabela? Mie. Bine. O să veniți cu toți la mormântarea fratelui meu, Uță. Mergem jos, mergem jos. Mergem să mâncăm și noi ceva, că sunt lihnit, n-am mâncat nimic, am tras piesa și după aia să mai cumpăr eu câte ceva pe aici, v-am zis. Am cumpărat rapid ceva, băieți. Nu, stau să fac haul aici. Haul, cum se zice? Haul, haul, da. Dar în schimb putem să mâncăm ceva și Uță nu vrea să mănânce, așa că mănânc doar eu, Bagus o pică și un felul doi, dar de băut știm ce bem. El bea un ceai de, ce bem? Ceai de fructe de pădure și un ceai de mentă pe infuzie, oricum sunt doar pe infuzie aici, și un espresso lung cu lapte, dar fără zahăr, bag tot mierea în el, nu prea vreau să mai bag zahăr multă mie. Și de mâncare bag 100% o ciorbă țărănească de văcuță și acum mă gândesc ce să aleg, nu știu ce să aleg încă. Cred că aș un fumbărgău. Sau vită? Mai am pe vită, mă? Ce ai ieșit tu foarte bun aici, mă? Zici și mie ce recomanzi, ce nu recomanzi. Păi... Mi-mi place vita, dar am luat odată, nu era făcută, mi-a luat-o, mi-a făcut-o prea tare și a doua oară nu prea am apucat să o mănânc pe toată. Mi-a adus așa o, într-un bol cu salată, cu salată tuti, da. Ce-i salată tuti? Care? Unde? Da, stai așa. Da, deci asta băgăm. Acum așteptăm și noi să halimos și vedem cine mai rezervă ziua. Vă place vlogul? Vă place vlogul. Da, mă, băieți! Și ne-am luat și niște chestii din berșcuță, am și mâncat. Și între timp am lăsat și noi fata la spălat și s-a făcut și ea frumos. Asta mi se plăcește aici, nu știu de ce. Da. Nu mai arată și ea urâtă. A, uite, fac Veronica mea. Ne-am luat și niște chestii de la berșcuță aici. Yes. Ce faci? Bine fac. Da, mă, băiuleț, vă mulțumim că ne-ați urmărit și că ați fost prezent la vlogul ăsta. Vă pup pe fratele Conac oficial acolo, Instagramul meu. Tricoul ăsta, pandandive, bam, bam. Bine, astea sunt șterse pentru că le-am făcut eu ceva. Dar puteți găsi chestiile astea pe conacu.shop și apare și pe aici pe ecran. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram Conac oficial, conacu.shop pentru mărci o stablană. Pagina de Facebook e și acolo în descriere. Like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Și ne vedem la următorul vlog, boys.